Bun găsit, telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cultură și Istorie pe Servus HD TV. O emisiune în care am deosebită plăcere să vi-l prezint ca invitat pe colegul doctor Dorin Petresc, Căruia îi spun bine ați venit, și cu această ocazie îl și rog să își facă o scurtă prezentare pentru ca telespectatorii să știe, cei care nu-l cunosc, să primească minime date despre activitatea științifică a domniei voastre. Vă rog, tima, mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt onorat să mă aflu astăzi aici. Salut publicul telespectator. După puterea proprie, care nu este una exhaustivă, ci mai degrabă a unui modest truditor, am avut șansa de a mă specializa inițial într-un domeniu al istoriei militare. Abordând în cadrul lucrării de licență, o temă mai puțin vizitată, mai puțin frecventată în istoriografia și dinainte și de după 1989. Mă refer aici la prezența românilor în armata habsburgică și la, în armata austro-ungară. După care, coordonat și îndrumat fiind de către mentorul meu, regretatul profesor universitar dr. Iacob Mârza, am fost călăuzit pentru masterat pe o temă de demografie istorică și anume abordarea științifică a unui document excepțional privind marele domeniu al cetății Hunedoarei. Este vorba despre urbariul de la 1681-1682, semnalat lumii istorografice și cercetat mai întâi de către renumitul istoric David Prodan. După aceste două paliere ale parcursului în, de început în Universul Muzei Clio. Mi s-a încredințat uh, o temă uh, și totodată uh, un semn mare de încredere din partea uh, domnului profesor, aceea de a mă introduce în istorografia română greco-catolică, cu o focalizare specială asupra unui cărturar care și a desfășurat activitatea și pe meleagurile hunedorene în calitate de vicar greco-catolic de Hațeg. Este vorba despre monseniorul dr. Iacob Radu. Un nume probabil mai puțin cunoscut în istoriografia românească până acum un deceniu și jumătate. Un canonic cu o biografie de excepție, format ca și alți corifei, ca și alți înaintași ai săi, în școlile Blajului, în Universul Academic Pontifical de la Roma, un canonic care a trudit mult pentru, pentru misiunea sa bisericească și spirituală, dar și culturală, în țara Hațegului, în teritoriul Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică de Lugoj, iar ulterior, urmându pe fratele său, episcopul martir Demetriu Radu, să ajungă în cele mai înalte demnități diecezane la Oradea, unde și-a și încununat opera, operă care începe cumva în domeniul acesta al micromonografiilor istorice de parohii, de localități, se continuă cu o istorie a vicariatului greco-catolic al Hațegului, monografie complexă pe care cred că mulți frați de -ai noștri din domeniu ar putea o lua ca și exemplu metodologic, continuând cu istoria Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, dar și semnalând aceste, aceste relații și acest discurs de comunicare între cele două biserici-surori, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă Română. Mai mult, a activat în domeniul academic după Marea Unire prin punerea în valoare științifică a unui important și valoros fond, documentar rezident în acea vreme în cadrul Arhivei și Bibliotecii Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Un corifeu, un înaintaș al nostru, care și-a adus contribuții importante, atât în contextul mai larg al istoriei Bisericii Creștine Universale, dar și în cel al bisericii greco precum și uh, în domeniul istoriei locale. Uh, cred că cu acești truditori s-a clădit o istorografie importantă. Uh, oameni care uh, au adoptat metode științifice pentru că el aparține unui curent pozitivism, pozitivist, care s-a enunțat în Germania ca metodă clasică, adică totul pe document nimic în afara sa ca și mărturie și un practicant fervent al spiritului critic, al comparării informației din izvoarele documentare și nu numai, în așa manieră încât în funcție de posibilități să fie relevat adevărul istoric. Cam asta ar fi până acum contribuțiile, astea ar fi contribuțiile mele. Mai am și câteva monografii de localități monografia satului Mânerău, monografia satului Ocișor, Comuna Vața de Jos, colaborator la monografia satului Lăpușnic, studii de specialitate în domeniul istorografiei greco-catolice, românești, dar și în domeniul istoriei militare. Da, mulțumesc. Din prezentarea pe care ați făcut-o se observă o bogată activitate pe tărâmul scrisului istoric, al cercetării uh, trecutului și nu întâmplător, pentru astăzi am ales uh, ca subiect uh, contribuția Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolice la realizarea uh, Marii uh, Uniri. Pornind uh, în dezbaterea uh, acestui uh, subiect, vă propun să începem în mod evident cu începutul, din nu se poate uh, altfel, și să punctăm uh, pentru acei telespectatori care nu sunt familiarizați cu această idee a unirii cu Biserica Romei, ce înseamnă de fapt uh, sintagma. Ce înseamnă diplomele leopoldine, și după aceea, în mod evident, vom dezvolta subiectul. Da, bine, ați deschis această discuție și acest subiect destul de vast cu a explica, de fapt, ce este cu Biserica Română Unită, cu Roma. În spațiul românesc, și mai precis în cel transilvanean, care, către sfârșitul viacului al XVII-lea, era încă un principat autonom, când sub influența otomană, când sub, sub influențele geopolitice ale Habsburgilor derulate către estul Europei. Spațiul transilvanian, care, la fel ca și astăzi, dar atunci mai pronunțat, era un spațiu multiconfesional și multietnic. Aveam uh, cele patru religii recepte, da, și cea acceptată a românilor, religia, religia ortodoxă. Doar că uh, pe temeiul dreptului feudal, uh, stăpânii de pământ, nobilii, din multe zone ale Transilvaniei, acești stăpâni de pământ, aparținând confesiunii reformat calvine, încet și treptat au reușit să aserbească, să aducă în sfera de influență a episcopilor calvini și a ierarhiei calvine biserica ortodoxă română. O biserică dependentă de Ritul slavon, o biserică subsidiară episcopilor sârbi. Și iată că uh, ajunsese Biserica Ortodoxă Română într-un stadiu în care, uh, sub calvini, uh, nu putea să deschidă niciun fel de perspective către un orizont al emancipării sociale. Pentru că o bună parte dintre etniile din Transilvania, dar în special demografic, cea românească se afla în starea de șerbie, de iobăgie. Și iată că după asediul nereușit al Vienei, când Habsburgii au reușit să respingă acest asediu turcesc și al aliaților otomani, otomanilor, după anul 1683 Habsburgii cu armatele lor își direcționează forțele strategice Către, pe linia Dunării, către sud-estul Europei. Ajung în Ungaria și, în acest context, vor lua mai întâi sub protectorat Principatul Transilbănean. În acest context, în timpul Împăratului Leopold, are loc. Leopold I. I, să I. da, da, pentru că dinastia Habsburgică are foarte, foarte mulți împărați cu același nume și delimitează întâiul, al treilea în funcție de succesiunea lor cronologică. Acum trebuie să ne gândim că acest imperiu uriaș, această forță militară centrală europeană de catolică și începând de sus, de la corona imperială, care era și port drapelul contra reformei catolice în Europa, avea un program militar și politic destul de bine articulat. Ajuns și în Transilvania, în acele vremuri când se înfilipau uh, sistemele acestea militare, adică uh, a existat tot timpul o opoziție din partea forțelor, Principatului Transilvanian conservatoare față de, 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 de uh, expansiunea Habsburgică, ajung și în Transilvania, ei la început și-au consolidat sistemul militar. Uh, reușind să obțină fortificații, să le consolideze, pe unele chiar să le reconstruiască, cum este cazul și cetății de vei, care s-a extins în acea vreme cu o fortificație din pământ pe sistemul Voban. Ajuns și în Transilvania. Au văzut că spre deosebire de alte zone ale, ale imperiului, aici predominau în trestările stările privilegiate, cei de confesiune reformat calvină sau, prepildă, evanghelic luterană, cea care era majoritară în rândul scaunelor săsești. Iar confesiunea catolică, confesiunea catolică era slab reprezentată, mai cu seamă că trecuseră peste două viacuri, în care, în Transilvania, confesiunile reformate și protestante dețineau controlul. Și atunci și-au dat seama că ei nu pot să-și implementeze un sistem de putere civilă, administrativ, dar și militară, atâta vreme cât, în rândul celor cu drepturi largi, Adică nu putem să discutăm despre dreptul larg la sfârșitul secolului al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea, dar oricum nu puteau să domine viața politică și administrativ-socială din acest principat dacă cumva nu se schimba sub raport demografic configurația confesională. Și atunci, bineînțeles că <coughs> Maria. Iertați-mă, la rândul ei avea influență și asupra configurației politice. Da, bineînțeles, cu siguranță. Ori ei au sesizat bine că elementul demografic cel mai consistent era cel românesc. Ortodox. 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 Cum ar fi putut să îi atragă pe români de partea lor? Bineînțeles, promițând și încercând să emancipeze social. Pentru românul de rând, ieșirea din starea de șerbie era un deziderat a libertății. Nu au fost puține situații când, spre pildă, pe la mijlocul secolului al XVII-lea, pe marile domenii nobiliare, pe marile domenii de tip feudal, șerbii, țăra, iobagii, pe sesile lor iobăgești, au încercat să-și adune profit și ca să-și poată cumpăra libertatea. Stimate colegi, <coughs> îmi cer scuze, vreau să mergem un pic da. într-un ritm mai alert și să punctăm exact diploma Leopoldină, așa cum foarte bine ați precizat, ea este rezultatul contrareformei, contrareformă însemnând reacția catolică împotriva calvinismului. Nu aveau nicio șansă să-i să, -i atrag, să -i reîntoarcă pe calvini la catolicism, și atunci, numai din rândul ortodoxilor puteau să modifice sistemul confesional și prin aceasta și sistemul politic. Primii uniți cu Biserica Romei, dați în voie să spun că au fost rutenii și pentru telespectatorii neavizați, Vreau să spun, rutenii, nu ucrainienii. La vremea respectivă nu se vorbea de ucrainieni, nu era poporul ucrainean individualizat și uh, Muncacevo a fost centrul spiritual al uh, trecerii Ortodoxilor, rutenilor Ortodoxi la. Uh, Confesiunea greco-catolică. Ce înseamnă această confesiune greco-catolică? Ortodoxilor care adoptau greco-catolicismul, li se promitea că își păstrează ritul, ierarhiile și erau patru uh, puncte esențiale care îi deosebeau. Primul, Ortodoxii acceptau supremația Papei. Al doilea, era filiocve, adică Sfântul Spirit sau Sfântul Duh, cum îi spun ortodoxii, purcede atât de la Dumnezeu Tatăl cât și de la Dumnezeu Fiul. Al treilea era că pâinea nu că reprezintă, ci este trupul. Pâinea și vinul sunt trupul și sângele lui Isus Hristos la împărtășanie și al patrulea se acceptă, al patrulea punct se acceptă existența uh, purgatoriului. Da. Ei, toate acestea uh, au o reverberație și în rândul uh, românilor din Transilvania, uh. mitropolitul Teofil în 1600 98 este primul care împreună cu un sobor de 38 de protopopi acceptă prima diplomă leopoldină. Să precizăm că aceasta nu era foarte generoasă în drepturi acordate celor care treceau de la ortodoxie la catolicism, dar urmează în 1701 sub păstorirea lui Atanasie Angel, cel de aici, din județul Hunedoara, din Bobâlna, satul Bobâlna, astăzi comuna Rapoltu Mare, care devine practic primul mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolice. și în felul acesta, se dezvoltă din ce în ce mai mult uh, românismul. Se recâștigă atât rutenii cât și românii, își recâștigă identitatea, să precizăm că au pierdut-o tot prin catolicizare, într-o primă fază, uh, da. în uh, Evul ev uh, ev uh, Mediu. Și iată, catolicismul este cel care redă șansa acestor două popoare să își recâștige identitatea și să își reformeze, vom vedea în continuare, elitele. Și un prim moment semnificativ, ca să mergem într-un ritm mai alert, de afirmare a elitelor românești, îl reprezintă Inocentie Micu, Mitropolitul de Alba Iulia și Făgăraș Alba Iulia și Făgăraș am, spus, am vrut să spun de vrednică pomenire întotdeauna mă, mă înfior și parcă simt că mă trec fiorii când vorbesc despre el, despre cât a putut să fie de credincios și cât de mult a putut să lupte pentru drepturile românilor cât a putut să se zbată, da. Trebuie să menționăm că, așa cum ați, ați precizat, da, momentul Atanasia Angel cu fătuirea propriu-zisă a Unirii Bisericești cu Biserica Romei, iată, românii de această dată se alipesc Bisericii Catolice, de care până la urmă fusese îndepărtați la un moment dat, probabil chiar în zona de cumpănă între mileniul 1 și începutul mileniului al doilea lea creștin. Iubite colegi, iertați-mă, din regie mi se face semn că trebuie să facem o mică pauză de publicitate și după aceea vom continua discuția. Pentru că resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică alături de noi, pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse. Vă rog. Da, momentul la Atanasia Angel, în care el reușește să-și să formeze un nucleu din rândul clericilor ortodoxi, în așa manieră încât să semneze acel manifest, acel act sinodal de unire cu Biserica Romei, context în care, de iure și de facto, se tăiau legăturile celor care au recunoscut unirea cu Biserica Romei, legăturile cu mai vechea ierarhie ortodoxă. Pe tabla de șah politică habsburgică se făcuse acest pas, el urma să fie ratificat de către împărat, cum ați, cum ați precizat prima diplomă imperială, se referia doar la emanciparea clerului nu și la, la cea a supușilor, pe când cea de-a doua diplomă, leopoldină uh, stipula acolo și prevedea uh, emanciparea, eliberarea din iobăgie și a uh, credincioșilor greco-catolice, doar, uh, greco doar că a doua diplomă nu s-a prea putut aplica. Păi tocmai aici ajungem la Enochentie Micu, pentru că punctul 3 și punctul 5 din uh, cea de-a doua uh, diplomă, leopoldină Reprezintă baza uh, luptei pe care o duce inocentie Micu pentru emanciparea uh, românilor în uh, Imperiul uh, Habsburgic. El uh, întocmește acel uh, document uh, cunoscut în scrisul istoric sub numele de Suplex uh, Libelus pe care îl uh, înaintează. Împărătesei Maria uh, Tereza, uh, sigur că Maria Tereza uh, îl privește cu oarecare îngăduință până la un punct. De ce până la un punct? Pentru că uh, să menționăm că Transilvania intrase în componența Imperiului Habsburgic uh, ca principat autonom. Deci, Maria, la ocuparea Transilvaniei, împăratul de la Viena devenea și principe al Transilvaniei, deci era o uniune dinastică și Viena se obligase să respecte modul de organizare al Transilvaniei. Și, în felul acesta, Maria Tereza nu vroia să provoace nobilimea calvină, care era. Uh, destul de puternică uh, și care, sub Francis Cracoții uh, al doilea, uh, crease destul de multe probleme, uh, destul de multe probleme uh, Vienei. Sigur că Inocentie Micu este invitat la Viena, uh, nu îi se mai permite să se reîntoarcă în uh, Transilvania, de la Viena se duce la uh, Roma, încercând să obțină aprobarea Sfântului Scaun pentru uh, dezideratele uh, politice pe care el uh, le propunea, pentru emanciparea poporului din care uh, făcea el uh, parte, și sigur că acolo, la Roma trăiește într-un lung exil de două decenii, dar ceea ce este important de precizat este faptul că foarte mult timp Curtea de la Viena nu a numit pe nimeni în locul, locul așa zis vacant de mitropolit al, episcop și metropolit al Bisericii române unite cu uh, Roma, existând în felul acesta un, uh, un respect nu, pentru. Nu fusese depus din scaunul episcopal și mitropolitan, uh, mai cu seamă cu cât singurul care putea să facă asta din punct de vedere canonic era papa. Împăratul putea doar să, să propună. Într-adevăr, Maria Tereza... Și se... confirme. să confirme. confirme. Decizia papei. Maria Tereza se afla într-o mare dificultate, pentru că, pe de o parte, fusese angrenată în acel lung război de succesiune pentru tronul Austriei cu... cu... cu Prusia, după aceea în Imperiu lucrurile erau într-o oarecare stare de instabilitate, ea deja ca și un monarh luminat proiectase să modernizeze structurile administrative și nu numai pe tot teritoriul Imperiului și ultima fază a domniei și l-a asociat pe fiul sau pe Iosif al doilea. Însă, din punct de vedere diplomatic, ea iată că face acest compromis pentru a nu stârni deocamdată nobilimea calvină majoritar maghiară din Transilvania. Și pe de altă parte nici nu dorea să piardă Ceea ce se câștiga prin, prin diploma Leopoldină și prin unirea, prin, unire. biserica, da. prin unirea cu Biserica România. da este o, o figură tragică, dar și luminoasă în același timp. Este un arhiereu care s-a zbătut, a luptat și chiar acolo, la curia papală, în cei aproape două decenii de surghiun și de exil. La fel cum bine a spus, scaunul episcopal nu era sedis vacant. Luminoasă tocmai prin tragismul ei. Acum vreau să menționez că aici pe masă avem în față lucrarea eminentului istoric David Prodan suplex liberus palacorum, care este tocmai închinată acestui subiect, în opinia mea, David Prodan este. Cel mai profund istoric român din toate timpurile, nu voi spune cel mai mare, pentru că nu în rândul istoricilor nu trebuie să facem asemenea uh, ierarhizări. Sunt foarte multe contribuții în istoriografie și am putea pomeni foarte multe nume care uh, merită recunoștința noastră a contemporanilor pentru contribuția pe care au realizat-o. Dar această carte a sa, Suplex Libelus Valacorum, mi se pare mie ca monografie istorică cea mai densă și am citit-o și răscitit-o de, cred că de sute de ori, pentru că am folosit o și în elaborarea tezei mele de doctorat și absolut fiecare cuvânt existent în această carte mi se pare justificat, și explicat exact, exact așa cum exact așa cum trebuie. Și în felul acesta David Prodan îl prezintă deci, pe Inochentie Micu, primul metropolit de seamă al Bisericii Române Unite cu Roma, menționând că noi trebuie să precizăm faptul că, de fapt, în Transilvania, elitele intelectuale românești renasc din timpul lui Inochentie Micu. Pentru că el s-a îngrijit ca școlile românești să fie reînființate, ca tineri români să meargă la Colegiul Santa Barbara din Via. Viena, acolo unde vreau să precizez că Maria Tereza a participat la o liturgie greco-catolică și a fost foarte impresionată de modul de desfășurare al, al acesteia. Eu am menționat că niciodată nu și-ar fi închipuit că uh, românii pot fi uh, atât de elevați. Iată că și în vremea respectivă avea oarecum uh, informații parțial, măcar parțial distorsionate despre românii din... Uh, românii din Transilvania și această renaștere a elitelor românești se observă cel mai bine odată cu formarea și cu apariția corifeilor școlii da. Ardelene despre care vă propun ca să uh, vorbim acum ca să da. avansăm în uh, Într-adevăr, Inocente Micu Klein pune bazele învățământului național românesc în Transilvania, bineînțeles de sorgință greco-catolică. Nu numai că pune aceste baze, ci reușește să trimită tineri studioși în afară, fie la Viena, fie la Roma, pentru a fi formați acolo ca teologi, ca filosofi. Pentru că e bine de menționat că în în învățământul catolic și în învățământul greco-catolic superior, prima dată studentul învață filosofia și după aceea sfânta teologie. Și în așa fel încât vicarul Petru Pavel Aron, vicarășul de la Blaj, cel care după aceea și succede ca episcop lui Inocente Micu Klein, să organizeze școlile poporale în limba română, în Ardeal, și să consolideze școlile teologicești de la Blaj. Dați-mi voie să vă spun că Petru Pavel Aron este din Maramureș, din Comuna Bistra. Ca așa se și numea, de Bistra. De Bistra, acolo unde în momentul actual avem o puternică organizație de ruteni. Deci Petru Pavel Aron a trăit printre ruteni și cunoștea foarte bine spiritualitatea, spiritualitatea ruteană și sigur că și activitatea lui a pregătit apariția și dezvoltarea școlii ardelene și a celor care aduc în prim plan prin opera lor această sintagmă culturală românească transilvaneană deosebită, școala ardeleană. Da, Petru Pavel Aron, care a fost prezent în vizitații canonice și pe Meleagule Hunedorene. Da, la Blaj, fiind și fiind mutat centrul episcopal de la Făgăraș la Blaj, pentru că la Alba Iulia, chiar dacă avea numele de Alba Iulia și Făgăraș, în principiu al ierarhiei catolice este ca în aceeași cetate, în aceeași oraș să nu fie două episcopii. Ori acolo era deja arhiepiscopia romano-catolică. Da, și romano-catolicii s-au opus ca da. Tot Alba Iulia să fie și centrul greco-catolicismului. La Blaj, lângă sau în jurul puterii episcopale, au luat nașterea acestei școli. Una de rang gimnazial și una de ulterior de rang academic. Pentru a pregăti tinerii, studioși, români, nu numai în teologie, pentru a-i a a propulsa în viață pe, pe, pe temeiul cunoașterii de carte. Din rândul dascărilor de acolo, dar și din rândul cărturarilor care s-au întors înapoi și au gravitat în jurul acestor școli ale blajului, sesizăm preocupări pentru limba română și mai cu seamă pentru cunoașterea și popularizarea istoriei poporului român, a națiunii române din Transilvania apare de această dată o istorie militans, o istorie luptătoare care a reușit și nu numai istoria, ci și întreaga cultură a blajului și învățământul care se făcea, să translateze națiunea confesională română greco-catolică încet, încet către națiune politică. Prima dată să-i trezească conștiința de apartenență la neam și nație, prin cunoașterea istoriei, prin cultivarea limbii române, prin prețuirea tradițiilor vechi din străbuni, prin uh, uh, introducerea pe calea învățăturii în universalismul culturii occidentale, uh, prin uh, temenice cunoștințe de drept și nu numai, uh, în așa manieră încât uh, s-a format o generație, o generație de aur. Să-i enumerăm. Samuel Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ioan Budai Delianu și... Cunedoreanul nostru. Da, și un alt Nedorean, Vasile Colosi, de la Săcărâm, fost protopop. Da, Ioan Budai Deleanu, de la Cigmău. De la Cigmău, de lângă Joagiu. De lângă Joagiu, da. Fiecare cu mari contribuții uh, cu privire la nașterea poporului român, la istoria poporului român, la cercetarea cronicărească uh, a, a, a trecutului uh, națiunii române, începând de la Antichitate. Și la sublinierea unei idei deosebit de importante originea romană a poporului da. român și originea latină a limbii, a limbii române. Asta din punct de vedere istoric. Și să menționăm că, din punct de vedere politic, documentul care sintetizează năzuințele românilor din Transilvania este acest suplex Libelus Valacorum monografia uh, închinată de David Prodan documentului uh, respectiv, mi se pare uh, foarte interesantă întrebarea semiretorică din debutul cărții a lui uh, David uh, Prodan. Uh, întreabă, este suplexul un act retrograd? De ce întreabă el așa? Pentru că Suplex liberus valacorum a fost, în foarte mare măsură, contestat de sistemul uh, Principatului uh, Transilvanean. El a fost înaintat împăratului Leopold al II-lea. Uh, el cuprindea, de fapt, prin argumente atât istorice cât și politice. Și folosește pentru prima dată argumentele istorice, arătând că românii sunt cei mai, mai vechi locuitori ai uh, Transilvaniei, practic ai daciei preromane, dar și ai daciei uh, romane, și că în felul acesta ei nu pot fi excluși din sistemul politic al Principatului uh, Transilvanean. Suplex liberus Valacorum are o anumită reverberație la Viena. Viena n-a fost prea mult împotriva acestui document, dar nici nu putea să îl îmbrățișeze cu foarte mult entuziasm, tocmai pentru că încerca să, cre să mențină acel echilibru din Transilvania. Unde nobilii aveau un rol foarte important, și nobilimea maghiară, în majoritatea ei covârșitoare, așa cum am mai precizat, era, era Calvină. O parte din populația românească, și nu numai, reușise să se elibereze, și datorită reformelor militare, amintind aici înființarea graniței militare, a regimentelor grănicerești românești și secuiești. Uh, însă, uh, așa cum ați subliniat, uh, situația socială uh, încă greva pe acest anacronism al iobăgiei. Deși al, al, al II-a uh, de de, de, încercat Promovase, da, politici de reforme, de uh, acel Iosefinism, acel aufklärung acea, acea politică de uh, absolutism luminat. Însă, după moartea sa reformele au fost anulate, în mare parte. Nobilimea l-a obligat pe Iosif al lea chiar mă rog, și sub influența și de teama Revoluției Franceze da, da. de care însuși Iosif Valdoilea se temea la moartea lui încă sora lui Maria Antoaneta fusese nu, fuse, de nu, era, de nu era încă decapitată, nu fusese, da. dar se simțea Spiritul Revoluției Franceze Spectrul terorii, da. El era adeptul despotismului luminat, dar nu al iacobinismului. Nu. Și am văzut asta în timpul răscoalei lui Horea. Pentru că atunci a fost o mișcare violentă pentru emancipare socială, așa cum bine a subliniat chiar David Prodan, că programul Revoluției lui Horia nu a fost atât de mult național cât a fost unul de emancipare socială. Ori iată că de această dată românii, prin elita lor, formată în spiritul acestei generații a școlii Ardelene, care a, a promovat opere istorice, filologice, de drept. Până la urmă, generația trece de la mișcarea cu coasa și cu sabia și cu lancea la mișcarea petiționară, în așa fel încât la 1791 un nucleu de corifei, între care este bine să amintim aici că era și un hunedorean de al nostru acolo, Ioan Para de Silvaș, între cei care au redactat. Suplexul Ioan Molnar Pioariu, Mo da, Ignatie, Ignatie Darabant de la, de la Oradea. De, de altfel, chiar nucleul suplexului a fost la Oradea, la, la, în jurul episcopiei, care deja avea o tradiție de din 1777 încă. Și reușesc să pună pe hârtie și să trimită la Viena acest, această suplică, acest, acest document prin care vin primat să argumenteze cu, cu, cu referințe la dreptul nostru istoric, la faptul că românii sunt aici între cele mai vechi, dacă nu chiar cea mai veche populație pe acest teritoriu, că suntem cea mai numeroasă nație din Transilvania, că prin loialism dinastic ne-am ne -am adus contribuția atât pe teatrele de război cu, cu tribu de sânge, cât și în administrație, în învățământ pentru... Pentru, în, în contextul acesta uh, uh, al, al monarhiei habsburgice. Și comparând. Iertați-mă, da. mi-am adus aminte că această idee o subliniase deja inocente mic un suplex da. liberus menționând că uh, românii nu pot fi uh, considerați doar contributori în cadrul Imperiului Austriac, ci ei trebuie să se bucure ca. Uh, cetățeni liberi și în felul acesta el, el este și un precursor al dreptului natural. Hugo Grotius... Categoric, uh... da. Și cumva prefațează prin aceste idei și declarația universală a drepturilor omului. Vedem că da, acest filon deschis, iată, în emanciparea și afirmarea națiunii politice române din Transilvania de către Inocente Micu Klein, ajunge la un apogeu cu acest document programatic, un document politic important, care de fapt confirmă că se formase o națiune politică și aveam deja o elită. Aveam deja o elită, tocmai vreau să Fugiti irreparabile tempus și vreau să facem un pas uh, în față, pentru că la 1848, programele Revoluțiilor Românești în general, programul din Transilvania, dar în special discursul lui Simeon Bărnuțiu, sintetizează această dorință de libertate a românilor și mai ales argumentația pe baza căreia românii în Imperiul Habsburgic ar trebui considerați uh, egali cu celelalte, uh, cu celelalte etnii, cu celelalte uh, popoare. Și eu zic că să subliniem importanța discursului lui uh, Simeon Bărnuțiu, care este, uh, eu spun, ceva deosebit și, din păcate, uh, mai puțin prezentat în scrisul istoric românesc? Anul 1848, cu izbucnirea Revoluțiilor Liberale, începând din centrul Europei și după aceea cu extinderea sa pe o arie tot mai mare, este un, un, un moment de hotar în toate cele trei țări românești, atât în Moldova, în țara românească, cât și în Transilvania. Doar că în Transilvania exista o specificitate. Transilvania făcea parte din Imperiul Habsburgic, din Imperiul Austriac și în Imperiul Austriac, izbucnind Revoluția, familia imperială și guvernul părăsesc Viena, iar armata și intră în drepturi pentru a înăbuși această revoluție. Mai întâi se aprinde focul revoluționar în Ungaria, care în martie 1848 își proclamă, eu știu cu impetuozitate, pretențiile politice și printr-un constituționalism pașoptic specific, revendicând nici mai mult și nici mai puțin să înglobeze în hotarele regatului ungar din estul imperiului, da, să înglobeze Transilvania și alte provincii. Iată că românii se aflau cumva. Păi, dieta de mare la Bratislava. Dia, da, dieta de la Bratislava. De la Bratislava se afla... Pojoni cum îi spun da. maghiarii, numele unguresc al Bratislavei, atunci, la vremea respectivă, să o menționăm. Că Bratislava era capitala Ungariei. Da. Uh, și uh, iată, națiunea română, și nu numai națiunea română, se afla într-un mare pericol, într-un într atare context. Ori, tocmai pe această specificitate a, a, a vulnerării uh, politice a, 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 a ființei politice a românilor din Transilvania, și acțiunea elitei s-a înscris pe traiectoria unui loialism dinastic. Adică, spre, o dese spre deosebire de revoluționarii pașoptiști din Moldova sau din țara românească, pașoptiștii transilvâneni au fost au sprijinit monarhia, au sprijinit uh, uh, cum să, instituția imperială, tocmai pentru, curios mecanism, dar uh, adaptat perfect și încadrat perfect în acele timpuri, tocmai prin acest loialism față de coroană, ca după aceea invocându-l să. Obțină de la împărat drepturi largi politice și în dreptățire. Mitul bunului împărat. Da, mitul bunului împărat care se va destrăma, o să vedem în a doua parte a secolului naționalităților, a secolului al XIX-lea. Ori, Corifei, acum politici și mai cu seamă Bărnuțiu, valorifică acest moment și. Formulează revendicările deosebit de clar, pentru că împăratul și toată autoritatea imperială erau periclitați de mișcarea revoluționară, aveau nevoie de români uh, pentru a sprijini militar, de românii din Ardeal, până să vină ajutoarele țariste sau alte forțe care ar fi putut sprijini uh, la, pe, pe, în acest război revoluționar intern, românii au încercat să joace cartea. Bine, Simion Bărnuțiu, într-adevăr, este cel care ridică pe un plan superior argumentația dreptului natural. Și tocmai în aceasta constă elocvența discursului pe care el îl rosește în catedrala de la Blaj, completând în mare măsură sau dezvoltând argumentația dreptului natural pe lângă argumentația uh, istorică și politică uh, găsită deja în uh, suplex uh, liberus uh, valacorum. Dar uh, mergând, uh, mergând înainte, folosesc din nou această sintagmă, trebuie să ajungem la momentul dualismului. Care reprezintă un mare pas înapoi, nu doar pentru românii din Imperiul Habsburgic, ci pentru toate naționalitățile din Imperiul Habsburgic, și care, spun eu, accentuează în foarte mare măsură contradicțiile existente în Imperiul Habsburgic. Practic, dualismul nu face decât să accentueze uh, lupta naționalităților din uh, Imperiul uh, Austro-Ungar. Este și un mare pas înapoi în politica, uh, în politica uh, este europeană a timpului. Iată că uh, dacă Simeon Bărnuțiu da, vine cu, cu acest, uh, această noțiune și cu acest principiu al dreptului natural, prin care da fiecare ființă se naște liberă de la Dumnezeu și ea are dreptul să fie liberă, cu argumente istorice, Casa Imperială se vede nevoită ca în întreg Imperiu, dar nu numai în întreg Imperiu, ci chiar în Transilvania, să fie desfințată Iobăgia. Rod al Revoluției de la 1848-1849, da? cu armatele revoluționare din centrul munților Apuseni, cu organizarea de atunci militară revoluționară da? și cu mesajul programatic de la cele două adunări de pe Câmpia Libertății, până la urmă se reușește într-un târziu, când noi aici deja deveniserăm anacronici și încă mai aveam acest statut de sclavie, de da, statutul de șerbie, să, să, să se renunțe la el. Însă, în 1867, cum bine ați subliniat, eh, Imperiul se afla iarăși într-o criză politică. Eh, se afla într-o rivalitate militară foarte periculoasă cu eh, Imperiul Prusac, cu Germania lui Wilhelm al II-lea. Știm că la 1866, în timpul verii, avusese loc eh, un conflict militar, războiul austro-prusac în care austiecii pierd și în acest fel în confederația germană, dar și în centrul Europei împăratul Franz Josef și instituția imperială habsburgică nu mai era vocea întâi. De această dată asistăm la la, la ascensiunea militaristă și politică europeană a Germaniei. Fiind presat da, împăratul de la Viena în, în, în acest plan politic extern și amenințat, nu-i mai trebuia o criză politică generată de partea estică a Imperiului. Da, de către în, acest, în, acest, context... În acest Uugurii context, uugurile uugurile drepturi politice și a, are, a, în, are se împarte Imperiul în două, practic. În, în, acest, în, acest, context apare mișcarea memorandistă și a românească, inițial pronunciamentul ca o reacție da. a, a, o reacție românească la dualismul, apariția a, dualismului, dar mă refer la memorand ca o reverberație a mișcării naționale românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea mă grăbesc pentru că nu mai da. avem foarte mult timp din a, emisiune sigur Mișcarea memorandistă inițială apare fiind provocată de Carol I pentru că Austro-Ungaria nu dorea reînnoirea tratatului și participarea României la alianța cu puterile centrale și ca să Forțeze, forceze mâna să forceze. clasei politice de la Viena mâna împăratului Franz Josef dar mișcarea memorandistă se transformă într-o amplă reverberație politică uh, românească pentru drepturile românilor din Transilvania, practic prefigurând la ceea ce vreau să ajungem uh, în uh, pași alerți, momentul 1 decembrie 1918, când uh, 1200 28. 28 de delegați participă la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, și unde cele două biserici surori, Biserica Ortodoxă Română și Biserica Română Unită cu Roma, participă într-o comuniune spirituală deosebită la realizarea Marii Uniri. Ca să menționăm că rezoluția Mare Adunări Naționale de la Alba Iulia a fost citită de episcopul Iuliu Hosu. Să menționăm faptul că inițial Iuliu Hosu îl rugase pe episcopul de Caransebeș Miron Cristea, viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, să citească rezoluția, dar Neron Cristea l-a rugat pe Iuliu Hosu să citească el rezoluția, tocmai pentru a sublinia uh, rolul pe care de-a lungul timpului Biserica Română unită cu Roma l-a jucat în spiritualitatea uh, transilvaneană. De fapt, este un încununare în acea ceas de aur al, al României, 1 decembrie. Este un cununare a unor eforturi conjugate a celor două biserici surori. Interesul național. Vedem că și la Blaj, pe Câmpia Libertății, în uh, 1848, s-au întâlnit Ștercașul Luțiu cu Șaguna. Da. Ambii. E, în cea de-a doua parte a secolului al XIX, lea supranumită și partea aceasta de final, acel secol al naționalităților, deja statele naționale și construite pe criteriul național aveau având și erau noul trend de, de, de evoluție politică a Europei memorandiștii și în nucleul memorandist o pondere însemnat au avut-o greco-catolicii. După, după, ce Iuliu Hosu citește după ce Iuliu citește rezoluția, de, de unire, cei doi episcopi se îmbrățișează da. și Miron Cristea îi spune să dea Dumnezeu ca poporul român să rămână îmbrățișat de-a lungul viacurilor, așa cum suntem noi îmbrățișați acum aici. Frumos gând, doar Gândul că... Gândul a fost foarte frumos. Până în 1948, până... 1948. când tocmai datorită faptului că Iuliu Hosu a citit rezoluția Marea Adunări Naționale la Alba Iulia, l-au ținut închis timp de 22 de ani, din 1948 până în 1970, iar în 1969 papa Paul al VI-lea l-a înălțat la rangul de cardinal in pectore. pectore, ca o recunoaștere a rolului pe care Biserica Română Unită cu Roma l-a jucat, atât în istoria poporului român, cât și pentru credința catolică de fapt. generală. În momentul 1948, cu trecerea noastră în sfera de influență bolșevică, cu mașinațiunile Moscovei, dar și cu susținerea lui Dr. Petru Groza, care era primul ministru al timpului, da, simbolic, comuniștii vor plasa acel odios decret de desfințare a Bisericii Române Unite Greco-Catolice chiar în ziua de 1 decembrie. Spunând că se procedează la o unificare istorică. Episcopii noștri nu cedează, o marea lor parte, preuții, masă covârșitoare, nu cedează. Drept urmare vor fi prigoniți, închiși în închisori, mulți mor în faimă de martir. Exemplu Siget, exemplu celor șapte ridicați, da. beatificați de către papa... Francis la ultima la întâlnire pe care Iuliu Hosu sau să zicem primire pe care a avut-o la prim-ministrul Petru Groza acesta îi oferă scaunul de metropolit al Bisericii Ortodoxe Române la Iași Iuliu Hosu în memoriile sale Credința noastră este viața, viața noastră, mărturisește că a rămas pur și simplu șocat pentru că și-a dat seama imediat că, de fapt, îi se propunea să devină patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Asta nu înseamnă că trebuie să privim Biserica Ortodoxă Română cu reticență. Pentru că, în definitiv, oamenii politici, vezi cazul Petru Groza, au fost cei care au uh, instrumentat, sigur că au existat. Nu putem să nu spunem acest lucru și dintre ierarhii bisericii ortodoxe, uh, oameni care s-au supus uh, uh, regimului. regimului respectiv, dar asta nu înseamnă că. Trebuie martelată credința ortodoxă și nu trebuie să îi acordăm respectul Și Ei au fost închiși pe criterii politice. Sunt preoți ortodoxi sau chiar în da. ranguri mai înalte, datorită faptului că au colaborat cu regimul legionar în, în perioada interbelică, că au fost închiși de către comuniști în, în închisori. Să nu uităm că înainte de 1918, în primul război mondial, atât preoții greco-catolici cât și preoții ortodoxi români din Transilvania au fost deportați de către austro-ungari și închiși în lagăre, Deci, iată, suferința este comună. Doar că, în acel context istoric, biserica a fost română unită cu Roma, a fost desfințată, a fost văzută ca o legătură cu Occidentul, cu, cu Roma, cu, cu burghezia, punem în ghilimele, iar biserica ortodoxă a pus umărul cu, consistent. Cu burghezomoshierimea. Burghezo iar biserica ortodoxă română, la acel timp, a fost un puternic tovarăș de drum a regimului comunist. De ce să nu spunem acest lucru? Da, a fost. Acum vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Ne cerem scuze telespectatorilor că a trebuit să avansăm într-un ritm atât de alert, dar trebuia să pornim de la unirea cu Biserica Romei și să ajungem până la 1970 până la martiriul lui Iuliu Hosu pentru a sublinia adevărul istoric. Toate cele bune, stimați spectatori și vă mulțumim că sunteți alături de televiziunea Servus HD. La revedere!